Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Astă seară vreau să vă întrebați intuiția legat de lucrurile la care ar trebui să vă așteptați în legătură cu persoana la care voi vă gândiți. Deci pentru cei care aveți legături cu cineva, dar și pentru cei singuri care urmează să primiți pe cineva în viața dumneavoastră sau urmează să intre cineva în viața dumneavoastră, cam ce așteptări ar trebui să aveți de la acea persoană sau cum se va prezenta ea. Deci, cam asta ar fi întrebarea, la ce să vă așteptați din partea persoanei care vă interesează sau din partea persoanei care va intra în viața dumneavoastră. Alegeți între 1, 2 sau 3, în mintea dumneavoastră alegeți unul din numerele astea, 1, 2 sau 3 și vom începe cu etalarea numărul 1. Mai amestecăm puțin cărțile. În regulă. La ce ar trebui să vă așteptați? La numărul 1. La ce ar trebui să vă așteptați din partea persoanei care vă interesează? Ok, scoatem și din tarotul țigănesc. La ce ar trebui să vă așteptați? În regulă. Pentru cei singuri, cum va fi, cum se va prezenta următoarea persoană cu potențial romantic, substanțial pentru dumneavoastră. S-ar putea să fie destul de avară, de zgârcită, poate chiar puțin lacomă, încă avem această carte, chiar ușor posesivă și cu cumva comportament tradiționalist, raportat la societate, raportat la familie, raportat la credințe, raportat la felul în care trebuie să se comporte unul dintre parteneri cu celălalt. Deci are puțin un aer retro, să-i spunem, sau un aer ușor arhaic, plus aceste tendințe cumva de ușoară zgârcenie sau lăcomie sau efectiv plăcerea asta de a agonisi destul de mare. Însă, toate ca toate, văd că are idealuri frumoase în viață și stabile, da? Idealuri foarte stabile, idealuri care se conducă către ceva pe viață sau de lungă durată, pentru că probabil de asta se și ocupă și face eforturile astea. Vedem și din punct de vedere numerologic, persoana asta face niște eforturi la moment, a făcut și în trecut, a avut de suferit. La destui de aici s-ar putea să fie avut probleme cu banii în trecut sau când era mai tânără persoana asta și acum cumva să aibă altă mentalitate, dar să meargă înspre o zonă foarte stabilă. Se poate ca persoana asta ori să fie bolnăvicioasă, ori să fie avut ceva de sănătate, dar să-i fi trecut cum i-a venit, vedeți hoțul aici. Însă se poate să-i fi răpit anumite momente pe care și le dorea într-un anumit punct al vieții, pe care nu le-a mai avut apoi și cumva are regretul ăsta că poate nu mai poate da timpul înapoi ca să trăiască acele momente, însă nu este așa. Persoana asta vrea să trăiască frumos și vrea să trăiască chiar pe picior mare, să spunem. Deci o interesează să aibă o situație foarte, foarte stabilă, o situație foarte echipzuită, o situație unde să existe economie, unde să existe o garanție că totul poate merge din ce în ce mai bine sau care are siguranța zilei de mâine.
Deci ce așteptări în legătură cu persoana asta, la ce să vă așteptați din partea ei? Să vă așteptați să fie poate un pic mai retro decât vă așteptați. Un pic mai zgârcită decât vă așteptați, să fi avut ceva probleme în trecut, chiar să-i se fi furat anumite lucruri sau, dacă nu, probabil un moment de sănătate pe care să-i fi furat anumite momente plăcute pe care și le-ar fi dorit persoana asta, sau efectiv pe plan amoros persoane care au intrat și au ieșit din viața acestei persoane i-au afectat cumva și sănătatea sau sănătatea psihică mai ales. Liniștea, la ce să vă mai așteptați din partea acestei persoane. S-ar putea în unele momente efectiv să nu prea știe de glumă, dar să fie mult, mult prea serios. Avem foarte mult zodiile de pământ și de apă, mai ales de pământ aici, în special Taurul, dar și Capricornul și Fecioara, plus cele de apă. Rac, pești, scorpion. Deci avem aici o ambianță așa de pământ și apă, de emoții și stabilitate, ceea ce este foarte bine. Deci puteți să vă așteptați la ambele din partea acestei persoane. Dar sunt clar necesare niște eforturi. În relația cu voi, dacă vă întrebați, nu așa la modul general, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, însă foarte greu. Da, așa că trebuie să aveți foarte mare răbdare, s-ar putea să aibă destul de multe fixuri persoana asta, să aibă și idei fixe, da, idei tabietare, rutine ale lui, ale ei. Deci cumva trebuie să fiți atenți la lucrurile astea pentru că îl o irită, adică poate să fie o persoană care să vă, sau în cazul în care sunteți singuri, da? Și intră cineva în viața dumneavoastră, să știți că pe persoana asta, chiar dacă vă place, o irită, dacă cumva iese din cumva zona ei sigură, să spunem. Dacă într-o seară trebuie să facă un anumit lucru și apoi, nu știu, îi dați mesaje prea multe, s-ar putea să o enerveze, chit că îi place să discute cu dumneavoastră, dar în momentul ăla ea trebuie să se ocupe de ce are de făcut. Deci s-ar putea să fie genul ăsta de persoană. Atât pentru dumneavoastră. Haideți să vedem la numărul 2. Cei care ați gândit, vizualizat, intuit numărul 2. A ieșit asta, nu voia să... Nu voia să o mai bag în pachet. Voia să iasă neapărat. Ok, la numărul 2. Asta am impresia că e mai ales pentru cei singuri. Și uitați și ultima carte care a rămas. E aceasta, e turnul. Coincide cu turnul aici, e Malheur sau ghinionul sau prăbușirea. Da? Ok. La cei care ați ales numărul 2. Sunt foarte mulți singuri care au ales aici, poate nu majoritar, dar destul de mulți care au ales această etalare. O să apară, da, o persoană pe furiș așa, se bagă în viața dumneavoastră, pare totul foarte pasionant, foarte plăcut, o nebunie, și apoi dispare. Da? Deci, la cei singuri, atenție că s-ar putea să intre în viața dumneavoastră un fel de joker. Un fel de persoană care vrea doar să se distreze, să trăiască în pasiune. Toate astea o văd apoi pe persoana asta gândindu-se la ce a făcut și la dumneavoastră și la despărțire sau...
la câteva cazuri de aici, e posibil chiar să vă provoace o despărțire de o altă persoană sau o relație în care lucrurile mergeau mai serios și apoi tot să plece din viața dumneavoastră, deci cumva să vă și despartă de altă persoană, să stea un pic cu voi și apoi să plece și ea se gândească la consecințele faptelor sale, dar cam târziu. Da, nu e o etalare foarte bună. Pentru cei care aveți în minte o persoană, da? Foarte probabil în trecut persoana asta s-a cam furișat, s-a cam sustras de pe lângă dumneavoastră. Poate v-a și mințit cu ceva. O văd venind și plecând. Văd foarte multe despărțiri și aici, și aici, apoi iarăși gânduri. Adică nu par niște finaluri definitive. Pare că tot roiește în jurul dumneavoastră și tot va reveni, tot să înceapă. Început, sfârșit. Sfârșit, iarăși gânduri de nou început. Păi trădări, adică e o chestie de genul acesta, mie îmi pare foarte mult ceva dintr-o zonă profund karmică. Acum toate relațiile spirituale, sau aproape toate relațiile spirituale, sunt karmice în sensul de altă viață, da? În care ați mai avut o întâlnire cu acea persoană într-o altă viață, da? Și la suflete gemene, și la suflete pereche, numai că aici e o încărcătură negativă pe alocuri. Și lucrul ăsta s-ar putea să vă facă, deși nici pe dumneavoastră nu vă văd neapărat suferind foarte tare, adică văd doar gânduri, dar nu niște gânduri așa atât de apăsătoare. Deci e ca și cum la cei de aici care cunoașteți persoana asta de mai mult timp, cumva v-ați cam obișnuit cu caracterul ei și știți că vine, pleacă, iarăși aveți un moment pasionant, apoi iar dispare, pare că totul se prăbușește brusc, apare așa ca un fulger și apoi sau de tunetul, apoi dispare și tunetul și așteptați iarăși următorul fulger, următoarea flacără care să reaprindă legătura dintre voi doi. Da, nu văd aici ceva terminându-se definitiv, tocmai văd așa un continuum. În cazul în care persoana asta este de pe la lucru, să fiți atenți pe la acte, chestii, ceva de, ce merg de la unul la celălalt. Da, aici, de la persoana asta puteți să vă așteptați și la mari flăcări, mari scânteii, dar și la sustragere, așa, cum a venit, cum a plecat și nu știți ce să mai credeți și rămâneți așa cu un semn al întrebării, rămâneți pe gânduri. Vreau să mai scot totuși un cărticică de aici, a ieșit singură. Da, aici vedem iarăși o bucurie. Deci când vine, pleacă, chiar face o bucurie, iar dispare. Poate că nu sunt neapărat trădări astea, poate că sunt pur și simplu la cei la care vă știți, da? La cei singuri am spus la început povestea. Dar la cei la care vă cunoașteți, nu neapărat trădare, pur și simplu e o trădare în sine faptul că pleacă de lângă dumneavoastră și se ocupă cu alte chestii, nu neapărat sentimentale. Dar nu vă acordă dumneavoastră acel timp. Și, într-adevăr, vă acordă din timp în timp, așa cât un moment pasionant, înflăcărat, și cam ăla e. Și apoi iarăși dispare, pare că totul s-a terminat, iarăși apare mare bucurie, mare flacăr, uite, noi ne revedem după atâta timp cu ta pasiune. Acum depinde de dumneavoastră dacă vreți sau nu constanță, din cum văd eu lucrurile aici, cel puțin din astea 6 cărți, erau 5, am mai scos o carte, lucrurile nu par să aibă un final, adică par să se rotească așa continuu, se rotește cercul continuu. Ok, și să vedem. Nu mai puțin, că mi-au căzut niște cărți. În regulă, și să vedem acum la cei care ați ales numărul 3. Mai amestecăm un pic cărțile.
Deci pentru cei de la numărul 3, la ce să vă așteptați în legătură cu persoana aceasta pe care voi o aveți în minte sau la cei singuri ce așteptări ar trebui să aveți de la următoarea persoană care va apărea în viața dumneavoastră? Am vrut să clarific totuși, ca să nu o terminăm așa în trei de spade, mai ales că chiar mă gândeam ce frumos a început etalarea, dar n-am zis cuvintele pentru că cumva simțeam că vine ceva negativ. Vedem și aici gelozie, posibil trio plus cu îndrăgostiții care ne spune aceeași chestie. Că e o flacără mare, o iubire mare, dar s-ar putea să nu fiți singurii din peisaj sau el să fie singurul. Ok. Aici situațiile sunt foarte multe, foarte complexe, o să încerc să dau câteva. Hai să încep totuși cu cei care sunteți singuri. S-ar putea să apară, deci dacă voi sunteți singuri, s-ar putea să apară o persoană, dar pe lângă persoana aia să mai fie și altcineva. Dacă voi nu sunteți singuri, o să apară acea persoană și voi o să trebuie să aveți de ales între două persoane. Deci oricum ar fi ori el, ori dumneavoastră aveți de ales sau el are de ales între două persoane. Și atunci e mereu acest trio și această inimă frântă a cuiva. În funcție de aceste alegeri. Altfel văd că există șanse bune în viitor pentru noi, nu viitorul foarte apropiat, deci vorbim de luni încolo, există niște șanse ca lucrurile să devină satisfăcătoare, dar cumva trebuie rezolvat asta pentru că s-ar vrea să vă întâlniți când persoana asta mai a început să avea ceva vechi cu altcineva, sau dumneavoastră întâlniți două persoane în același timp. Sunt foarte multe variante, dar cam asta este ideea. Deci dacă sunteți singuri, așteptați-vă să întâlniți ori pe cineva care mai cochetează cu o relație cu altcineva, ori dumneavoastră să întâlniți două persoane în același timp și să nu știți ce să alegeți. O situație, o complicăciune de genul acesta. Oricum, dacă vi se pare că la moment viața voastră e monotonă, fiindcă sunteți singură, o să se schimbe cu totul la 180 de grade și chiar o să aveți nevoie de o odihnă după toată nebunia și pasiunea care va urma. Păstrați-vă speranța, rămâneți cumva ancorați și în pământ. Avem aici foarte puternic zodia Geme plus celelalte de aer, foarte mult zodiile de aer aici. Vărsător balanță gemeni și pământul tot vedem pe aici și ceva apă că avem 9 de cupe, avem cam toate zodiile. Sunt foarte complicate, am scos și mai multe cărți, am vrut să clarific. Iar acum, pentru cei care vă gândiți la cineva anume, ce ar trebui să știți? Păi, asta deja cam știți, da? La majoritatea cei care ați ales numărul 3, s-ar putea să mai fie o persoană implicată. E foarte probabil. Dacă e vorba de două femei și un bărbat, una dintre femei e foarte probabil să fie roșcată. Da, avem aici cineva în zodie ascendent sau lună, de aer și să aibă părul roșcat, vopsit mai ales, dar și natural. Dacă este bărbat, ochii negri sau căprui, C-I-E, calitere, dar cam atâta. Am uitat să dau niște variante, să intru puțin în transă.
și la celelalte etalări, dar încerc să-mi amintesc data viitoare ca să intru și pe clarviziune, să vă dau niște detalii, niște subtilități și pe partea asta. De ce nu mai insist aici, ca să nu fie discriminare? Ok, revenind. Deci, pentru cei care vă gândiți la cineva anume, da, v-am zis situație de trio, foarte probabil chiar cineva să fie însurat dintre voi doi, nu la toată lumea, dar la mulți de aici. Este oricum o situație problematică de înjunghiere în inimă care, cum ziceam, și în partea cealaltă, necesită cumva perioade de odihnă, pentru că vă tulbură foarte mult ce se întâmplă între voi doi. Nu tot timpul, deci uneori totul devine foarte satisfăcător și simțiți că primiți afecțiune, apoi se întâmplă un pumnal în spate și aveți nevoie clar de repaus și de odihnă pentru că v-a surmenat toată chestia aia, simțiți că vă pierde speranța, apoi vă revine speranța, apoi vă simțiți gelos sau geloase. Și tot așa, este o energie atât de diversă aici, încât e clar că și energiile emoțiilor voastre sunt asemenea. O să întâlniți perioade cumva de închidere ale acestei persoane, care cumva să vă stârnească această gelozie. S-ar putea în unele cazuri câteva, să nu fie vorba de o a treia persoană, cumva să fie vorba poate de o altă față acestei persoane mai ascunse, să nu vorbească foarte, să nu vă spună foarte mult și lucrul ăsta să vă taie în carne, cum s-ar zice, sau să nu vă spună că vă iubește și tot stă așa și așteaptă și lucrul ăsta vă stârnește și gelozia, că nu știu, poate vi se pare că cine știe cum reacționează pe rețele sau în realitate cu alte persoane. Mai este și varianta asta. Cert este că vă trezește unele suspiciuni când și când comportamentul acestei persoane. În cele câteva cazuri când nu prea cunoașteți această persoană, s-ar putea să vă întrebați dacă poate e căsătorită sau nu. În cazul în care nu știți mai nimic despre această persoană. E o persoană puternică, așa, o persoană puternică, analitică, prezentă foarte mult prin mintea ei, da? Și văd aici două tipologii fizice. Ori cineva foarte solid, ori din contră cineva foarte subțire, dar care emană această putere intelectuală. Aici este vorba și de relații alese, relații spirituale, suflete gemene, pereche, catalizatoare, pereche ascensionale, suflete potriviri de conștiință, adică cu cartea îndrăgostiților aici și cu aceasta plus aceasta avem aici niște legături foarte, foarte interesante în planul Universului. Este și genul de persoană care cumva tot timpul va găsi și argumente și argumente pro și contra ori ceea ce se întâmplă între voi, ori în general, adică ca și cum știe se plaseze în același timp în ambele tabere ale unui raționament. Da, la câțiva de aici s-ar putea să-i mai placă și cumva să flirteze, chiar dacă nu merge mai departe. Dar lucrul ăsta, da, cum zicea, să vă trezească suspiciuni. Cam asta ar fi. Mi-a părut bine să ne reauzim cu bine și vă mulțumesc pentru toate mesajele, criticile, comentariile, e-mail-urile, absolut tot.